Bună ziua, dragii mei prieteni! Vă salut cu mult, mult drag! Bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zedana Ozacuna. Dragii mei prieteni, uitați-vă ce am eu aici. Deci am o plantă, o floare, o iarbă. Așa, deci este profund legată de credință, dar este busuiocul. Astăzi vreau să vă povestesc de busuioc. În formă înghețată, în formă chiar în ulei de busuioc, chiar în tectură sau chiar în ceai. Planta sau floarea de busuioc deci este formidabil pentru sănătatea noastră, mai ales pentru corpul nostru. Ea curăță corpul foarte bine. Un ceai de busuioc, chiar 500 de ml de ceai, deci în toată ziua. Antifungic, antiseptic, digestic, colici intestinale, metabolism, imunitate pentru colici renale, pentru el curăță. Deci, rinichii, pentru cine are probleme cu rinichii sau chiar cine este la dializă. Este foarte bun pentru anorexie, pentru persoanele care au kilogramele minus, care nu se pot îngrășa. Este foarte bun pentru deparazitare, pentru a face deci, o deparazitare deci, la corp. Toată lumea îl cunoaște, da? Dar, dragii mei prieteni, busuiocul, ceaiul de busuioc, este foarte bun și pentru migrene, pentru durere de cap. Și chiar cu siguranță el liniștește sistemul nervos. Dacă noi suntem cu nervi, dacă ne-am supărat, dacă răcânim, dacă suntem pe o situație deci, de nervozitate, dar mai ajută foarte bine la dureri de stomac. Ea este o plantă biblică, este considerată o plantă biblică. Uleiul în el este foarte bun pentru articulații, pentru căderea părului, pentru acne, deci tare multă lume cunoaște care este busuioc. Multă lume îl mănâncă în formă de salată. Multă lume pentru liniștirea durerilor de cap, el este bun pentru ceai, pentru a lua un ceai. Așa, dar chiar poți să le amestici în ce vrei tu, în care ierburi vrei tu. Uitați-vă, un ceișor de busuioc pentru liniștire. Noi deste am învățat ca să plecăm deci. Dacă mi-e doare capul, la farmacie răbdi să cumpărăm aspirine sau alte tipuri de pastile ca să le băgăm dar noi. Dar noi nu uităm că deci ele sunt la fel și el pe bază de sintetic și este un chimicat. Mai bine îți culegi busuioc, el este chiar și uscat, poți să-l consumi uscat pentru dureri din oas. Sau chiar pentru fung, dacă tu știi ce înseamnă fung, dacă tu ai deci unghii bolnavi, în felul următor. O cană de ceai, așa, 2-3 frunze de busuioc, este foarte bun pentru liniștirea mentală, este foarte bun pentru sistemul nervos. Dacă tu ești nervos, dacă tu nu suporți răcnituri, bătăi, cineva îți bate deci într-un pereți sau un vecin permanent, te enervezi, permanent îți ridic tensiunea sau chiar scade. Asta este o situație cu problema sistemului, deci nervos. Dacă tu ai tensiunea mare, dacă tu ai tensiunea mică, dacă tu ai foarte mari dureri de cap, știți că busuiocul este formidabil pentru dureri menstruale, pentru colici, pentru colici renale, foarte bun, pentru diaree, pentru persoanele care au mâncat ceva și s-au otrăvit și au o diaree sau dureri de stomac sau vomă. Ceaiul de busuioc, fiindcă el este considerat deci o plantă biblică, în formă biert, în formă uscat, cum vreți voi, deci așa îl consumați foarte bine. Ceaiul de busuioc curăț corpul de toxini, sângele, dacă nu avem sânge gras, dacă nu avem ficatul gras. Deci este o plantă, o floare formidabilă, care cu siguranță ajută foarte bine la sănătatea noastră. Nu fugea de busuioc. Busuioc miroase foarte bine dacă ai busuioc în casă, în permanent el scoate mirosul urât care tu l-ai în casă, pentru că el este un miros înțăpător, dar el îți trece durerea de cap. Ia să încerci să ții busuioc în casă, vezi cât de bine tu te liniștești dacă tu ai migrene. Uleiul de busuioc. Într-o sticluță îți pui frunze de busuioc, chiar și flori, peste ea torni uleiul de măsline sau ulei de in sau ulei de dovleac. La fel îți faci pentru dureri de cap, dar îți ungi și scalpul dacă tu ai matreață, dacă tu ai popi, dacă tu ai psoriază, dacă tu ai eczemă, dacă tu ai alte tipuri de boli deci pe scalp sau dacă tu ai cade părul sau dacă ai alte tipuri de boli, da? Așa. Deci am vorbit de anorexie, am vorbit de dureri de cap, am vorbit de dureri de
renale, am vorbit că ea curăță renale, curăță sânge, deci întotdeauna ați stărui să ai, deci, busuioc în casă, chiar poți să-l usuci. Ceaiul de busuioc, 500 de ml pe zi, într-adevăr, te simți cu energie, sănătos, bine, dar în primul rând noi trebuie să ne simțim bine cu noi înșiși. Vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine, cu voi a fost prietena voastră, Zidana Ozac.